Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 24 noiembrie Hristos se întoarce din nou pe pământ Text biblic Enoch, al șaptelea de la Adam, a profetizat despre acestea spunând Iată, Domnul vine cu zecile de mii de sfinți ai lui ca să execute judecata peste toți. Epistola lui Iuda, versetele 14 și 15. La încheierea celor o mie de ani, Hristos se întoarce din nou pe pământ. El este însoțit de oastea celor răscumpărați și înconjurat de o suită de îngeri. Coborând într-o cutremurătoare maestate, el poruncește morților nelegiuiți să învie pentru a-și primi pedepsa. Aceștia, ies din morminte, o armată puternică, nenumărată ca nisipul mării. Ce contrast față de aceia care au înviat la prima înviere! Cei drepți erau învejmântați cu tinerețe și frumusețe nemuritoare. Cei nelegiuiți însă poartă urmele bolii și ale morții. Fiecare privire din vasta mulțime este îndreptată să vadă slava lui Dumnezeu. Într-un singur glas, Oștile nelegiuiților exclamă, Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Nu iubirea față de Isus le inspiră această exclamație, ci forța adevărului face ca buzele lor să rostească fără să vrea aceste cuvinte. Pentru că cei nelegiuiți ies din mormânt cu aceeași ură față de Isus și cu același spirit de rebeliune cu care au murit. Ei nu mai au un nou timp de har în care să-și corecteze defectele din viața lor trecută. Nimic nu s-ar mai câștiga cu aceasta. O viață întreagă de neascultare nu le-a înmuiat inimile. O a doua ocazie, dacă le-ar fi dată, ar fi folosită la fel ca prima, călcând în picioare principiile lui Dumnezeu și răzvrătindu-se împotriva lui. Hristos coboară pe muntele măslinilor, de unde s-a înălțat după învierea sa, și unde îngerii au repetat ucenicilor făgăduința revenirii sale. Profetul spune, Domnul Dumnezeul meu va veni și toți sfinții împreună cu tine, Doamne. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit, și muntele măslinilor se va despica la jumătate și se va face o vale foarte mare. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, și numele lui va fi singurul nume. Zaharia, capitolul 14, versetele 4, 5 și 9. Coborând din ceruri, în splendoarea sa orbitoare, Noul Ierusalim se așează pe locul purificat care este pregătit să-l primească. Și Domnul Isus Hristos, împreună cu poporul său și cu îngerii, intră în cetatea cea sfântă. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.